Consilierii locali se întrunesc în cadrul ședințelor, votează proiectele de pe ordinea de zi pentru binele cetățeanului și primesc bani pentru acest lucru. Însă la Severin s-ar părea că această regulă devine plictisitoare, așa că aleșii locali își găsesc alte activități în timpul ședinței. Tableta și telefoanele par oricum mai interesante decât orice proiect de pe ordinea de zi. Ce mai contează pentru ce ridică mâna la vot? Și a criteriilor de acordare a susținerii de la plata impozitului pentru clădirea de domiciliu și a impozitului pe teren aferent acestea. Mulțumesc! Abțineri înțeleg aceleași trei. Deci, se adoptă cu cele trei abțineri. Proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar. Înaintăm și plictiseala parcă își face și apariția printre consilieri, căci severinenii nu ar avea pretenția ca aleșii să și asculte tot ce se discută în cadrul ședinței. Inițiator, domnul primar Marius Creciu, Comisia Juridică, Comisia Învățământ Cultură, viceprimar, dar țin să menționez că proiectul de hotărâre este pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017. Însă readuși parcă la viață de câte un proiect de pe ordinea de zi ce ridică interes, aleșii locali se trezesc vorbind, însă nu oricum, ci arătându-și încrederea unul în celălalt, chiar dacă asta nu se concretizează și în proiectele adoptate. M-a știți foarte bine că am foarte mult încredere. Printre picături, adică fix timpul liber dintre mesaje și plictiseala de rigoare, aleșii locali vor să-și exprime și punctele de vedere, că doar de asta i-au votat severinenii. Dacă mai au, cum și când. Pentru aceste comportamente, aleșii locale ai fiecărei unități administrativ-teritoriale sunt plătiți lunar, chipurile pentru a reprezenta interesul cetățeanului. La câtă importanță acordă consilierii noștri proiectelor și ședințelor, per ansamblu se poate observa cu ușurință cât cântărește cetățeanul pentru ei.